Cristi Balaj la telefon, președintele CFR-ului. Cristi, salut și felicitări pentru joc. Ne place din ce în ce mai mult. A fost un meci frumos. Felicitări pentru ambele echipe. Da. Dăm voie să citesc o declarație care ne-a dat-o la începutul, emisiunii Dan Șucu. Vreau să ascult declarația lui Dan Șucu, patronul Rapidului. Vreau să ți-o citesc integral. Puneți, băieți, declarația. Da, ca să citim declarația. Fii atent ce declarație mi-a dat Dan Șucu. Mi-a plăcut foarte mult dintre pentru fanatic. Mi-a plăcut foarte mult dintre contracandidate CFR Cluj. Se vede că au antrenor italian și cred că și noi am fost inspirați când l-am luat pe Cristiano Bergodi, un tehnician evident tot de școală italiană. Vreau să-i felicit pe cei de la CFR Cluj și pe domnul Ioan Varga că au înțeles că nu pot împușca vrăbii cu tunul. Se pot ajusta se pot ajusta cheltuielile în mod rezonabil, să fii sustenabil și sănătos din punct de vedere economic și în paralel să crești și calitatea jocului. Mi se pare că managementul CFR-ului este net superior față de anul trecut, nu mai vorbesc de ceilalți ani. Cât mă pricep eu la fotbal, abia acum CFR Cluj este o candidată cu adevărat periculoasă la titlul din acest sezon. Și continuă Dan Șucu. Eu văd cu ochiul omului de afaceri ce se întâmplă la Cluj, iar acesta este modelul pentru un fotbal sănătos și nu aventuri pe 2-3 ani cu salarii fără acoperire, care în general se încheie tragic. Deja noi la Rapid aplicăm acest model al business-ului de fotbal, făcut prudent, cu pași mărunți, dar foarte stabil. Le transmit suporterilor noștri dragi, apăsat că suntem pe drumul cel bun. Și apropo, mi-a plăcut foarte mult numărul 77 de la CFR, Tsatsidis, sau cum îl cheamă, Tsatsidis. Rar vezi un așa mijlocaș în Superliga, închei citatul. Da. Și noi, cei care suntem acum, apreciem. Am înțeles, ai rămas mască. Da. Ai rămas mască, nu? Că un... Să te întren, aud mai greu. Sprijinim Rapidul și prin biletele pe care le... cumpărăm și călătoresc cu trenul. Am înțeles. La cât ați dat? Da. Dar unde călătorești cu trenul acum, astăzi? Am venit la București, merg la Constanța, pentru că am stat departe de fete în această perioadă și până miercuri sunt acolo. Ai o scurtă vacanță, cum se zice, nu? O zi jumate. Auzi, Cristi, glumind un pic, Roberniță, să te salut. Glumind un pic... Am recunosc timbrul vocal. Mersi. Glumind un pic, la cât o să o las pe Petrila, putea să spună un vagon la dispoziție SNCFR-ul. Să ții minte discuția, că am auzit opinia ta. Da. Și promit că voi avea posibilitatea să demonstrez că Rapid a făcut o afacere bună. Doamne ajută, eu mă bucur ca tu să reușești. Da, e închis tot, Cristi, poți să ne spui detaliile, că Petrila a venit la București, am văzut. A venit în avion. Cum? A venit? Am venit în același avion. Ok, păi asta zic, deci e închis Petrila, a rămas împrumut un an sau transfer definitiv până la urmă? E împrumut cu opțiune. Împrumut un an cu opțiune de cumpărare, nu? Da. Bă, așa, e bine, să iei 500.000 de euro pe împrumut. Nu e rău. Petrila e un jucător valoros, veți vedea. Uh-huh. Are potențial. Bine, sper să nu vi se întâmple precum cu Dugan, zici. Ne-am asumat și e important să apreciem jucătorii care reprezintă ceva și pentru noi, pentru clubul CFR, pentru că suntem toți legați de Petrila, dar și pentru echipa națională și ar fi fost păcat să nu joace. Am înțeles. Deci e subiect închis, deci gata, s-a bătut palma și cu jucătorul și cu toată lumea, da? Urmează să se anunțe și atunci putem spune că e rezolvat. Da, auzi, te întreabă Adri Ilie în șoaptă, ce opțiune, că n-am înțeles, ce-i Sadi? Care este opțiunea pentru Petrila? Nu se dau cifre, eu nu dau cifre. Am înțeles, dar au opțiune de cumpărare definitivă la... Rămânem cu procente. Da? Cu cât rămâneți? Tot dăm cifre. Dăm cifre, da. Bun, apropo, poate vă sună domnul Șucu pentru Tsatsidis. Tsatsidis este exact așa cum l-am văzut noi înainte să-l aducem și ne-am asumat introducerea lui în teren, chiar dacă nu este pregătit 100%,
am avut nevoie de un jucător în acea poziție. A mai venit încă un jucător, Isaac, da, care e gen Boateng, dar trebuie crescut. Da. Și încet, încet facem o echipă bună. Isaac Ganes, parcă, sau greșesc eu? Da, sau? Da. Ganes. A, și este gen Boateng, nou Boateng, cum se zice? E gen Boateng, cam același stil. Uh-huh. Da, acum serios vorbind. Pe Conoplian, ca când îl vedem? A, ci că peste o lună, auzi. Păi, e important să fie pregătit atunci când intră în teren. În primul rând, există pericolul accidentării și de acest lucru nu era frică și la Tacitis. Uhum. Dacă nu a fost extrem de generos din punct de vedere al efortului făcut în teren, este doar din vina faptului că a sosit mai târziu. Am înțeles. Dar acum, lăsând gluma, ca să zic așa, orice jucător e de vânzare la voi bun, inclusiv, de exemplu, Tacitis? Horea, în momentul în care primești o ofertă de nerefuzat pentru o persoană din cadrul clubului, normal că oricine de vânzare. Da, pentru că ți-am zis... Mai puțin domnul Varga. Da, da, mai puțin domnul Varga, dar pentru că ți-am zis, toată lumea a vorbit la superlativ și Reghi a vorbit la superlativ de Tacitis și toată lumea. Da, și ei au jucat foarte bine și am avut șansă la acea ocazie a lui Ivan. Da, corect, corect. Am avut o mare noroc acolo și rest a fost un meci... Să zic, sper pe placul telespectatorilor sau publicului. Lumea vine din ce în ce mai mult spectator la stadion și chiar dacă a plouat, au fost multă lume. Și în perioada și vacanțelor, orașele de destul de gol această perioadă. Ori... Păi vine lumea că jucați fotbal și față de perioada Dan Petrescu s-a schimbat atmosfera. Nu mai e senzația de permanent război pe stadionul CFR-ului. Nu da, mai e. Da, Dan Petrescu a lăsat o moștenire frumoasă și... A lăsat, dar ultimile etape, ultimul an a fost o senzație de permanent război, iar acum cu mandorlinii și practic cu această idee de parcă de nou management, parcă e altceva la CFR. Vezi fotbal, vezi ocazii, atmosfera e relaxată. Repet, numai în război era Dan Petrescu și cu el însuși în ultimul timp. Adică se vede probabil diferența. Pauza a fost benefică pentru toată lumea. Da. Se vede dar diferența, să știi. Pentru noi, Dan Petrescu rămâne un antrenor foarte, foarte valoros și acel antrenor pe care presa l-a nominalizat. Luați-l înapoi atunci. La iarnă luați-l înapoi. Da, hai, luați-l înapoi. Dacă vreți să fie locul 4 al vostru și să aveți iară circotecă și război pe acolo, luați-l înapoi pe Dan Petrescu. Nu intru în asemenea să zic. Da, da, bineînțeles că nu. S-a schimbat, Cristi, s-a schimbat toată atmosfera. Una era războaiele și numai atmosfera aia urâtă și apăsătoare de la CFR, dă cir, dă înjurături pe bancă, dă Evu Mediu al lui Dan Petrescu și alta este clasa lui Mandorlini. E altceva, fraților, nu. Nici nu se compară. Și o să umple da, stadion. Mi-a plăcut și mie meciul și am încredere că peste 2-3 săptămâni nu vom arăta mult mai bine. Da. Avem meciuri importante în această perioadă. Da. Eboa cum se simte? Foarte bine. A, nu, deci e ok, dar n-are o accidentare gravă. Nu, este ok. Toată lumea este ok, doar obosită. Avem acea oboseală pentru că antrenamentele au fost un mix între perioada de pregătire și perioada cu meciuri. Mai puteai să încarci așa cum ai dorit, dar nici nu puteai să faci doar recuperare, revenire după meciurile care s-a depus un efort teribil. Prospețimea celor de la Craiova a fost evidentă și au avut în Mitriță un jucător care a însemnat, părerea mea, cel puțin 30%-40% din tot ceea ce a semnat echipa Craiovei ieri. Da, corect. Crezi că pe stilul ăsta foarte ofensiv pe care jucați, lumea va veni din ce în ce mai mult la stadion? Place? Place stilul ăsta lui Mandorlini? No, eu sunt convins. Și nouă ne place. Și nouă ne place ceea ce vedem. Avem încă răbdare. Din păcate există această presiune a rezultatelor, pentru că urmează dubla cu Adana, care este o dublă infernală. Și la UTA Arad s-a jucat pe un teren foarte greu.
După câteva zile, după 3 zile, 4 zile am jucat cu Adana, unde intensitatea a fost maximă. Din nou, după 3 zile, am jucat aseară pe un teren foarte, foarte greu, pentru că a plouat la Cluj toată ziua și terenul a fost îmbibat cu apă, nu întâmplător, și Ivan a alunecat la acea fază care și portarul nostru a alunecat. Și efortul a fost la un nivel maxim. Cristi, arată stilul ăsta lui Mandorini. Jucați fotbal, e o plăcere să te uiți la echipă. Eu cred că am avut multe ocazii. Eu cred că veți umple. Am avut ocazie foarte mare cu Ivan. Și voi ați avut o grămadă de ocazii, ați avut și voi. Eu cred că lumea va veni, va umple stadionul cu stilul ăsta. Eu cred că oamenilor le va plăcea stilul Mandorlini. Asta e senzația mea. N-ai cum asta să nu spun. Și dorim. Ne dorim să avem cât mai multe situații de gol. Dacă o să le și fructificăm, va fi ideal. Da.